Grace, sunt Hexa și în circa o oră și jumătate trebuie să vină un taxi să ne ia spre aeroport. Vom zbura 9 ore din Shanghai până la Dubai, după care stăm la aeroport 5 ore și pe urmă zburăm încă 5 ore de la Dubai la București și conducem vreo oră jumate, două până la Buzău. Azi suntem în data de 1 iulie și pe 5 iulie trebuie să vină iubitul meu și el va veni în România și va petrece o săptămână împreună cu noi. Vlogul ăsta de plecare din Shanghai până în România va fi în română, dar vlogul pe care îl filmez sau vlogurile pe care le filmez împreună cu el prin România vor fi în engleză, pentru că el nu știe să vorbească română, așa că nu știu, mi se pare că nu este foarte politicos să filmez în română în preajma lui. Am uitat ce am mai vrut să spun. Dar, da. Deci sper să pot să merg cu el prin Buzău, București, Bran și Sighișoara. Sper să se distreze. Oricum, cred că e mai bine să fac vlogurile astea mai turistice în engleză, pentru că românii deja știu cum este în România, deja știți că este super mișto și mare distracție pe la noi, dar restul lumii trebuie informată și educată, deci mai bine să filmez în engleză când sunt prin România, când călătoresc și chestii. Acum câteva zile un prieten de-al meu mi-a atras atenția la faptul că a vloguli nu este un verb. Am vrut să vă spun că știu, dar mi se pare foarte amuzant și caragios acest termen, așa că, da, a vloguli. Mergem, vlogulim. Cred că am inventat acest termen împreună cu prietena mea, Iunia, care trăiește în Hong Kong. Puteți să o vedeți în primul vlog din Hong Kong pe care l-am filmat în decembrie. Deci am fost odată în decembrie 2016 în Hong Kong și atunci m-am întâlnit cu Iunia și am inventat termenul a vloguli. Oricum, stați un pic să vă arăt valiza mea pe care am împachetat-o într-un mare hal. Am încercat din răsputeri să nu mi-aduc prea multe lucruri și până la urmă tot mi-am umplut toată valiza, deci se vede pe mine că nu sunt o persoană foarte organizată, nu? Asta e valiza mea. Acolo am hainele și cariocile și chestii. Chestia asta neagră este plină de machiaj și acolo am niște cărți și pantalonii iubitului, pentru că el n-are voie să-și aducă bagaj de cală și m-a rugat să-i aduc pantalonii confortabili. Comfy pants. N-am decis încă pe cine să iau cu mine în avion. Dacă ați văzut vlogurile din Hong Kong, ar trebui să știți că mie îmi place să călătoresc cu un mic prieten de pluș. Da, n-am decis încă pe cine să iau la mine. Am aici, stați un pic, acolo chestia aia roz e plină de urși, aia care e atârnată acolo lângă fereastră, într-un colț. Vreau să încerc să postez pe canalul ăsta românesc o dată pe săptămână, în fiecare miercuri, dar nu pot să promit încă că pot face asta, dar între timp să-mi lăsați cât mai multe sugestii în comentarii, dacă îmi plac o să le fac, o să filmez ce video vreți voi să vedeți. Da, deci sugestiile sunt foarte bune. Ce mai avem de spus? Da, dacă vreți să vedeți vlogurile din România pe care le filmez împreună cu iubitul, să vă duceți pe canalul principal. Cred că am spus tot ce a trebuit să spun. Acum mă duc și o să mănânc puțin ceva, o să încerc să mă relaxez puțin. După cum ar trebui să știți deja, am niște destul de mari probleme cu anxietatea și vreau să încerc să cum să spun, make the most of this flight, adică să mă bucur de acest zbor, de această călătorie și să mă gândesc oarecum într-un fel puțin mai optimist. Atât a fost pentru acum, o să vă mai dau un update când se mai întâmplă ceva, când mai ajungem undeva, nu știu, o să vedem noi.
Noi am ajuns la aeroport, tocmai ne-am check-in toate bagajele și ne-au scos ceva din unul din ele, că aveam nu știu ce baterie sau ceva. Eu, în momentul ăsta, mă confrunt cu o senzație de greață foarte profund inconfortabilă, dar să sperăm că mă simt mai bine mai încolo. Miruna stă aici și o așteptăm pe mama care s-a dus la baie. Vi se pare că par cam bolnavă și scârboasă? Ce credeți? Mie mi se pare că sunt foarte palidă și că am buzele foarte roșii. Dar probabil că o să supraviețuiesc. Noi suntem la duty free și sunt multe cumpărături de cumpărat, inclusiv alcool. Let's buy some flower bombs. Și foarte multe parfumuri. De 8 ore și 50 de minute, dar se pare că de fapt e de 8 ore și 10 minute, ceea ce este veste bună, dar în total o să fim în avionul ăsta peste 10 ore, deci grozav. Lumiru tocmai a sosit mâncărica specială de copii mici, care este aici. Are un căpăcel foarte delicios. Acum așteptăm să ne vină și nouă mâncarea. Are și fierbințică și să vedem ce e înăuntru. Vreți să vedeți? Hai să vedem. Miru, let's see what is inside. What are these little kids doing? Sunt niște stewardese și piloți. Ah. Sunt desene cu stewardese și piloți de la Emirates. Coștoșenie. What is that? Yummy. Ah, paste, ceva, paste cu cârnați. Gustos. I'm flying. You think it's good? I'm flying. Okay. Mi-a venit și mie mâncărica. Avem o pâinică cu niște unt, o salată de ton. Aici e desertul, care cică e o pudincă de ciocolată cu gem de smeură. O de asta mică de apă și aici este sunt niște, cum se spun, macaroane cu pui. Thank you.
aeroportul din Dubai și ne-am cumpărat gogoși. Clar că nu există liniște aici. Oricum, mănânc de plictiseală, filmez de plictiseală. Mai avem 3 ore până la România. Sunt obosită, mă dor picioarele. N-am mâncat nimic, n-am dormit. Vreau să mă întorc acasă odată, mai repede. Nu mai pot. Eu sper că photobombing. Eu doar sper că mi-a venit valiza din Dubai, deoarece am avut nu știu ce probleme cu biletul și cu toate alea. Right. Am uitat. Ok, never mind. Oricum, ne ducem să ne luăm bagajele. Au duty free. Crezi că au Baileys cu ciocolată? Vreau. Crezi că au Baileys cu ciocolată la duty free? Nu cred. Anul trecut aveau. Dar lasă că trebuie să încerc să-mi cumpăr un SIM card. Nu, Buna n-are cu ciocolată. Ei, oricum, pa, pa. There's a second one behind you, dear. Show me muscles. My big man girls. Deci, o să vă mai fac niște updates prin frumoasa noastră țară și de-abia aștept să ajung acasă și să mă culc, că mi-e un somn și o oboseală și o foame și nu mai am nici un pic de energie. Bunicii, în schimb, în
vreau să spun in exchange for autographs. Da, dorm. Sunt așa de obosită. Oricum, da, nu o să filmăm prin Buzău prea mult, fiindcă nu vrem să știți unde trăiesc. Tocmai am cântat la mulți ani lui Bucu și Miru, care au ziua de naștere foarte apropiată și mama nu a filmat. Da, a făcut poze frumoase. Asta e tortul făcut de bunica noastră, care este foarte, foarte frumos și elegant. Și este făcut cu are pe el un fel de coajă tare de ciocolată, care trebuie tăiată cu un cuțit fierbinte și bunica face niște ture între bucătărie și sufragerie cu cuțitul fierbinte. Miru! Memorul e together! Aurel, acum ridică-te puțin ca să fiu mai aproape de tort. Hai! Mișulica, e frumos tortul, măicuțule? Yep! Da? Wow! E minunat! Îți toarnă masa, Aurel. Nu. Minunat este! Dar de ce nu îl tai din mijloc? Îl tai, îl tăiem pe urmă, dar deocamdată să spargem crusta asta. E o crustă de ciocolată care... Dar nu trebuie să o mai înmoi un pic ca să taie mai ușor? 5, 6, 7. Destule. Suntem ok. Păi noi suntem 3 și voi sunteți 2. De unde 7? 5, e bine. Bună ziua, dragi copii! Este 5 iulie, ceea ce înseamnă că noi suntem în taxi, în drum spre aeroportul Otopeni, să-l luăm pe Frederick de la aeroport. El deja a aterizat și noi încă nu am ajuns, dar cred că ajungem foarte curând. Dacă vreți să prindeți restul vlogurilor prin România, vă rog să vă duceți la canalul principal, pentru că, cum v-am spus la începutul acestui video, cu Frederick o să vlogulim în engleză. Dar cred că restul verii mai avem destule vloguri de făcut și în română, nu-i așa, mama? Oricum, ne vedem mai încolo când suntem reunited, când suntem împreună cu Frederick. Copii, noi tocmai ne-am întors de la urgențe pentru că el are pneumonie. Știe că vorbesc despre el. Oricum, aici o să închidem acest vlog. Eu am vrut să-l postez miercuri, dar azi este miercuri. De fapt, este 31 de minute dimineața, joia. Deci, nu cred că, da, nu-l postez la timp, din păcate, dar, oricum, fratele meu, am mâncat niște semințe și acum mă înnec. Aici o să închidem acest vlog, deci mulțumesc mult pentru vizionare,
Stai un pic, că n-am ajuns încă la partea asta. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, să-mi dați un like, să vă abonați, să comentați și puteți să-mi dați un share și să donați pe Patreon și să mă... și să mă urmăriți pe Instagram, Facebook, Twitter și Snapchat. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa, pa!